această frumoasă zi de februarie să vă salut cu mult drag și cu multă bucurie aici în sala festivă a Centrului Cultural Românesc la tradiționalul bal de acordare a palmicii a promoției 2016-2020. Balul Palmlicii este o manifestare tradițională și totodată modernă, când sărbătorim absolvenții noștri care au ajuns în faza maturității și ne-am adunat aici peste 700 de suflete ca să mărim fericirea acestor tineri minunați. Dragi absolvenți, văzându-vă îmbrăcați în haine de sărbătoare, cu ochi scânteietori și cu surâsul pe buzele voastre, încoronați de frumusețea fragedă a tinereței, îmi vine în minte un citat minunat de marele poet român Octavian Goga, care scrie: ca un cântec s-a stins frumoasa mea copilărie. Ați ajuns și voi la acea etapă a vieții voastre când mereu, mereu se stinge și copilăria voastră. Ați ajuns în faza de trecere din copilăria luminoasă, inocentă, fericită și în faza de trecere într-o lume mult mai reală și mult mai înstrăinată. Sunteți în pragul maturității. Știți ce înseamnă maturitatea? Înseamnă echilibrul dintre inimă și rațiune, precum ne învață poeții Iuja Coatila, Lucian Blaga și mulți alții. Maturitatea cuprinde în sine un șirac de norme, de norme morale, comportamentale, experiențe bune și rele, atitudini pozitive și negative și multe, multe alte. Onorate oficialități, onorate carte didactice, stimați părinți și bunici, dragi elevi, dacă toate poveștile încep cu a fost odată, într-o clipă de răgaz din viață o să ne amintim că au fost odată niște copii minunați care au fost elevi din școlii noastre. Noi toți am fost martorii uneori absenți, dar și prezenți ai acestor aproape 4 ani de liceu, însă în această seară ne aflăm la un moment de bucurie și mândrie, fără ore de teorie și laboratoare. Este seara în care suntem martorii unei etape de a trece la maturitate. Pandica prinsă la piept este simbolul trecerii celor 4 ani grei de muncă. Purtați în inim realizări, speranțe, țeluri, însă va trebui să treceți o mulțime de greutăți pe care va fi nevoie să le învingeți. Însă această pandică demonstrează că sunteți pregătiți. Voi veți fi garanția unei noi generații, unui nou viitor, cu un bagaj mare de cunoștințe, plin de curaj, veți păși într-un alt capitol al vieții. Che non passa 100.000 vite.
se fa inseparabili. Ora dove sei, adesso cosa fai? D'improvviso penso a te, d'improvviso penso che ti vorrei sentire anche per un istante, ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre, ti vorrei guardare senza dire niente. Thank you.
piața mea. Vesel, trist, o l-aș cânta, nu aș rata niciun. L-aș înmăta, până la mare l-aș fuma, nu m-aș opri niciodată, știi că viața n-are buton de rewind, poți să întorci ce-ai pierdut. Fiatalon tart még.
Yeah.